Săptămâna trecută, 6 salvatori montani maramureșeni au participat în Italia la un schimb de experiență și o pregătire profesională la invitația structurii de salvare montană Socorso Alpino. Timp de 3 zile, salvatorii montani s-au aflat la altitudinea de 2000 de metri împreună cu salvatorii montani italieni. Au fost 3 zile de pregătire intensă, de exerciții grele, salvare din abrupt, cățărat de 6-8 lungimi de coardă, însemnând peste 300 de metri, exercițiu de salvare pe timp de noapte, tiroli în scopul salvării și transportului accidentaților la înălțimi de peste 150-200 de metri, toate cele 3 zile desfășurându-se pe viscol, ninsoare și temperaturi negative. Totodată, salvatorii maramureșeni au vizitat bazele structurii de salvare italiene, mai precis punctul de operare Aerom, precum și puncte de interes turistic din zonă. Experiența a fost una extraordinară, spun salvatorii, ambele echipe lucrând împreună pe toată durata celor 3 zile, iar la finele fiecărei zile a urmat partea de socializare care a întărit și mai mult prieteniile formate.